Digitalizarea Națiunii, România și Republica Moldova. Mulțumesc. Ideea este să urmăm exemplul fraților noștri de peste Prut și să facem mult cu puțin, nu puțin cu mult, cum s-a întâmplat până acum în România. Faptul că românii pot să-și cumpere lucruri de bază prin 2-3 clicuri pune de fapt o presiune pe mediul public, pentru că dumneavoastră aveți aceste așteptări și de la stat. Mai puține vizite la ghișeu, mai puține documente pe hârtie, timpul de reacție a autorităților să fie tot mai mic și toate astea se duc să convergă la un guvern invizibil care să-ți dea voie să trăiești, să fii liber și să nu-ți vină cu tot felul de poveri. Vrem să avem o aliniere, vrem să ne creăm împreună o axă de lucru. Nu pot să nu-l evoc pe Marele Grigore Vieru, care spunea că mulți își doresc o viață întreagă să plece în cosmos, el și-a dorit să treacă Prutul. Dacă acum niște ani cei pe care îi respectăm au făcut podul cu flori, acum ne putem face punțile digitale. Digitalizarea este, de fapt, colacul de salvare a națiunilor noastre. Intrăm în sectorul public pentru că degeaba facem noi digitalizare în companiile noastre dacă totul s-ar opri în sectorul public. Așa că am găsit de bun augur să venim cu un concept de debate unde avem doi miniștri, ministrul digitalizării din România și cel din Moldova. Alături de Radu Buchiu, colegul nostru expert în e-guvernare și totodată vom lansa și Digitalination. Digitalination fiind un concept despre care chiar Radu o să ne povestească. Radu, hai alături de noi! Mulțumesc tare mult, da, wow! Mă bucur să lansăm astăzi ceea ce spunea și Marian la început, acest nou concept, Digitalination. Digitalination vine în sprijinul, hai să zic, al urmăririi progresului digitalizării în România. Ne dorim să fim cu ochii pe ceea ce se întâmplă, ne dorim să fim cu ochii pe autorități și poate nu era un loc mai bun pentru a lansa acest lucru decât în acest cadru aici și mai ales alături de doi invitați foarte, foarte interesanți din două țări cu două experiențe diferite, două drumuri diferite, două abordări diferite și mai ales rezultate diferite. Pe de o parte, România se uită la Estonia ca la un bun exemplu, Moldova îl implementează. România se laudă cu rețelele de comunicații, capacitatea lor, viteza de internet și așa mai departe, cât de bine sunt pregătiți absolvenții de învățământ superior. În partea cealaltă, Moldova face niște lucruri foarte practice. Poți să plătești taxele online, poți să integrezi plăți și livrări de documente și așa mai departe. Nu puteam să merg în această inițiativă fără să-i am alături exact pe cei care se ocupă de acest lucru. Și iată că pe o scenă de teatru o premieră. O premieră aceea a doi miniștri din două țări diferite ai digitalizării pentru prima oară împreună la Iași. În aplauzele dumneavoastră, domnul viceprim-ministru Iurie Țurcanu, vă rog. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și bineînțeles, domnul ministru Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România. Bine ați venit! Da, iată, o premieră, într-adevăr, pe o scenă de teatru, nu? Cred că trebuie să spunem că nu vom juca teatru, în primul rând, nu? Aici, nu? Eu doar mă asigur, fiind vorba de doi miniștri, nu? Da. Aș vrea să intrăm foarte, foarte direct în subiectele de astăzi. Timpul nu e foarte larg și lumea așteaptă un invitat foarte special la finalul zilei de astăzi. Domnule Țurcanu, cum e din noua postură? Ați trecut de la o zonă mai tehnică la una deja politică, viceprim-ministru, cum e trecerea, care sunt provocările din noua
poziție. Imediat vă răspund, Radu, dar în primul rând dați-mi voie să vă mulțumesc pentru a mă invita la acest eveniment, unul pe care îl consider foarte important pentru regiune, pentru noi este important, întrucât este un punct de convergență a tuturor inovațiilor. Am văzut tineri care privesc spre viitor cu tehnologii, cu planuri mărețe și le doresc mari succese. Vrem să îi îmbrățișăm și în sectorul public, că avem și aici multe inovații de făcut, de asta astfel de evenimente sunt foarte, foarte binevenite. Pe de altă parte, fiindcă ați spus de context, nebănuite sunt căile Domnului. Dacă îmi spunea cineva, o lună în urmă, că eu, unul care sunt poate departe de arta vorbirii, a fi maestru în arta vorbirii, sau poate câteodată trebuie să îi explic bancurile, fiindcă nu totdeauna zâmbește după ce le spun, voi vorbi de pe o scenă de teatru, lucrul ăsta l-aș fi scris la nebuni precis. Iată că se întâmplă lucruri importante, lucruri frumoase, de asta eu vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate. Trecând la ceea ce ați spus dumneavoastră, într-adevăr, este o premieră pentru noi, pentru Republica Moldova, de a institui funcția de viceprim-ministru pentru digitalizare. Este o funcție nouă în arhitectura acestui guvern, care, de fapt, probabil reflectă o conștientizare mai bună a clasei politice despre necesitatea transformărilor digitale, despre faptul că această evoluție tehnologică, evoluția digitală, este, de fapt, ca un tren în continuă mișcare, aș spune, nu doar mișcare, dar poate chiar accelerare. Și dacă nu sărim în acest tren acum, va fi cu mult mai greu să-l ajungem din urmă, dacă nu chiar să ratăm completamente această evoluție. Vrem să rămânem competitivi, din modul ăsta s-a instituit această funcție. Pe de altă parte, consider că această funcție vine cu un potențial enorm de unificare, de pârghii asupra sistemului, fiindcă până acum, într-adevăr, am dezvoltat multe soluții digitale, unele mai bune, altele mai așa cum au fost, unele mai inovative, altele mai puțin, însă nu am avut o sistematizare și o abordare cumva comună. Iată că lucrul ăsta acum ne-l dorim, fiindcă orice reformă pe care o faci are nevoie de o aliniere perfectă a tuturor instituțiilor. Mulțumesc tare mult! Foarte bună ideea de apropiere, de aliniere și de integrare, cum spuneați. Mă întorc către domnul ministru Gurdujea cu o întrebare directă. E pe bune prioritatea asta a digitalizării în România? Am început dialogul nostru acum câteva săptămâni la radio sub aceeași parteneriat Upgrade 100 și Aspen Institute în România. Cum vedeți? E chiar o prioritate? Că faptele sunt puțin mai ciudate față de vorbe. Mi-ați dat una grea. Da. În primul rând, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru că ați creat acest cadru, mai ales aici la Iași, mai ales aici în cel mai vechi teatru național din această țară și mai ales aici pentru că ne-ați dat ocazia să ne vedem. Noi am avut o conversație foarte plăcută, a fost dragoste la prima vedere, dacă îmi permiteți, de la distanță. Mă bucur că am fost. Și nu întâmplător, pentru că ceea ce domnul vicepremier și echipa dânsului și ceea ce Republica Moldova au făcut până acum este realmente un model pentru ceea ce România trebuie să facă. Deci vă călcăm pe urme și abia aștept să povestim mai multe despre aceste lucruri. E o mare onoare să fiu aici. Este digitalizarea o prioritate pe bune? Nu avem de ales. Suntem condamnați să facem România digitală dacă vrem să facem România viitorului. Schimbările în lume sunt la un ritm fără precedent. Vedem asta în ritmul invențiilor noi, tehnologiilor noi și a posibilităților noi pe care omenirea le are. Tendința firească pe care oamenii o au este să fugă din calea acestor schimbări, să se teamă. Dar cred că România are o singură variantă și anume să îmbrățișeze aceste tehnologii, să se urce pe acest val și să facă, de fapt, un salt în dezvoltare. Sărim peste etapele pe care n-am fost în stare să le facem până acum, mergem direct la tehnologiile de ultimă generație și, de fapt, reușim să ne creștem economia și asta nu putem face decât dacă ne digitalizăm, dacă reușim să facem această Românie digitală.
Da, e o promisiune, cum spuneam și data trecută. Sper să vedem cât mai multe rezultate în sensul ăsta. M-aș întoarce un pic la procesul ăsta, la drum, pentru că, din câte știu și ne cunoaștem de foarte mulți ani, pe când lucram amândoi într-o zonă tehnică, nu? La guvern. Cum ați reușit totuși să păstrați ritmul și să implementați atâtea sisteme fiind o echipă tehnică, deși s-au schimbat multe guverne, cred, nu? Între timp, cum a fost. Care e secretul? Eu bănuiesc că ar trebui să menționez trei lucruri aici. Într-adevăr, am avut, dacă considerăm și guvernele interimare, că am avut și din astea, ăsta este al 12-lea guvern în ultimul deceniu. Cu ocazie, într-o țară din Asia Centrală, vorbeam tot așa despre stabilitatea politică, voința politică ca un factor cheie în guvernarea digitală și când le-am spus că avem, la acel moment, cred că avem vreo 8-9 guverne, în acel răstimp, nimeni nici n-a clintit un ochi cumva să zâmbească, fiindcă ei aveau 21 de guverne. Am ieșit bine din încurcături, fiind cap de locuitor, tot noi suntem cei mai care schimbăm guvernele unul după altul. Probabil aici secretul s-ar ascunde în trei lucruri importante, pe care le-aș considera importante. Una, o planificare mai bună, care ar însemna a crea niște soluții și niște sisteme fundamentale, niște piloni de bază de sustenabilitate a ecosistemului de guvernare digitală, cum ar fi cloud computing, cum ar fi platforme de schimb de date, cum ar fi platforme de identitate electronică, și în același timp apresăra agenda digitală cu o serie de victorii rapide, cum ar fi. Dacă anume aceste lucruri sunt importante inclusiv pentru societate și pentru politic, fiindcă altfel susținere nu mai ai. Este un proces costisitor, este o investiție de viitor și atunci trebuie să ai payback-ul ăsta, să plătești politicienilor pentru că susțin lucrul ăsta. Al doilea lucru cred că ar fi implicarea sectorului privat, fiindcă cele mai inovative și mai de amploare proiecte au fost create împreună cu sectorul privat. Iar acest lucru este, de fapt, un pilon de stabilitate, de fapt, este o rigiditate mai bună acestei structuri guvernamentale de guvernanță digitală, fiindcă și sectorul privat se implică și face o acoperire geografică mai rapidă decât putem să o facem noi în sectorul public. Și cel de-al treilea lucru, bănuiesc eu că este schimbarea de atitudine. Noi am venit din sectorul privat, echipa guvernamentală de digitalizare, am venit din sectorul privat și am început a aplica tehnicile venite din sectorul privat, de la dezvoltarea soluțiilor din sectorul privat, cu agilitate suficientă și fără birocrație. Am suferit din cauza la asta, dar într-un fel ne-a ajutat să ținem pasul cu agenda pe care ne-am propus-o. Și am generat cumva încredere. Da, asta cred că e un cuvânt important în economia faptelor. Vorbind de priorități și rezultate, o să iau o primă întrebare transmisă domnului ministru Burduja prin video de către domnul Iulian Stanciu de la EMAG. Sper să-l vedem alături de noi. Pentru curajul de a accepta această provocare. Am două întrebări. Ce veți face pentru a prioritiza dezvoltarea economiei digitale în România, având în vedere competențele bune în științe pe care le au tinerii români, dar și în contextul global în care toate economiile se dezvoltă și se bat în zona digitalizării. Și doi, dacă ne uităm la DESI într-un mod optimist, vedem multă oportunitate de creștere, suntem pe locul 27 din 27 în Europa. Ce facem pentru creșterea DESI, indicatorul care măsoară cel mai bine performanța digitalizării în România? Putem considera, de fapt, că DESI măsoară performanța guvernului în materie de digitalizare? Mulțumesc și succes! Da. Îi mulțumesc, domnului Stanciu. Nu pot să adaug nimic. Nu doar pentru ce două întrebări complexe, dar și pentru că, dacă stau să mă gândesc bine, sunt un client fidel al dânsului prin, și acum nu vreau să fac reclamă, dar cumpăr prin Freshful și vă spun lucrul ăsta cu un motiv, în fiecare săptămână de aleguri.
Faptul că românii pot să-și cumpere lucruri de bază prin 2-3 clicuri pune de fapt o presiune pe mediul public, pentru că dumneavoastră aveți aceste așteptări și de la stat, să vă puteți plăti taxele, să vă puteți înregistra o proprietate, să vă puteți gestiona evenimentele de viață, la fel de simplu cum vă comandați, nu știu, niște ouă sau o sticlă cu lapte. Asta este realitatea. Și dacă noi, ca stat, nu vom reuși să livrăm același nivel de servicii digitale, atunci dumneavoastră, pe bună dreptate, vă veți pierde încrederea în instituțiile statului român și noi nu putem să ne permitem asta, cum bine spunea și domnul vicepremier, încrederea este absolut fundamentală. România are un număr mare de absolvenți STEM, într-adevăr, are o resursă umană deosebită, minți strălucite, știm lucrul acesta, dar din toate datele vedem că foarte mulți dintre acești absolvenți, din păcate, pleacă din țară. Mediul privat de la noi nu este capabil încă să absoarbă toate aceste minți și nu că n-am avea firme inovatoare, am fost și mai devreme chiar în Iași la Amazon și fac niște lucruri absolut geniale, dar pe ecosistemul de antreprenoriat avem mult de recuperat și acolo cea mai mare nevoie pe care noi am identificat-o până acum a fost în zona de finanțare, în zona de finanțare timpurie, de early financing, de angel investment, unde statul are mecanisme și le-am prins într-un plan național, în PN4 se cheamă, lansat acum câteva zile, prin care vom putea să facem acest fund matching, unde statul pune bani lângă banul partenerului privat și practic face riscul unei investiții într-un startup timpuriu mult mai acceptabil. DESI este o minge la fileu, pentru că știm foarte bine că tu, dragă Radu, dacă îmi permiți, că ne știm de atâția ani, ai această inițiativă și o susțin din toată inima, și anume să ne uităm la acest index DESI și să ne uităm nu doar anual, să ne uităm la fiecare dimensiune cum poate ea progresa și, de fapt, care este performanța guvernului în ceea ce privește acest index. Acum vreau să mai spun un singur lucru. Acest Minister al Cercetării, Inovării și Digitalizării nu gestionează toate proiectele de digitalizare din țară. Și nu spun asta în spiritul birocratic, nu se poate sau nu e la mine, atot prezent în administrația publică românească, o spun pentru că cred că cel mai important rol pe care noi putem să-l jucăm este să punem în permanență pe masa guvernului chestiunea digitalizării și pe masa premierului și a președintelui și a tuturor factorilor decidenți. Noi, împreună cu dumneavoastră, trebuie să fim vocea care spune România viitorului înseamnă România digitală. Mulțumesc. Moldova nu e inclusă în DESI deocamdată, dar am văzut că în e-government index a progresat cam 10 locuri, dacă nu mă înșel, într-un singur an, în ultimul an. Unde măsura succesul? Unde vă uitați în când? Adică ne uităm la grad de digitalizare a serviciilor publice sau la ce anume ne uităm când spunem, dom'le, suntem mai digital decât ieri? Radu, noi... E o lovitură și gata. Noi ne uităm la... Deci ne generăm niște indicatori interni. Trebuie să vă spun că cu indicatorii externi nu întotdeauna lucrurile sunt foarte, foarte, să zic eu, precise. Am avut și așa un indice că Moldova era, Republica Moldova era de fapt cea mai fericită națiune, în același timp era cea mai băutoare națiune din asta. Poate se leagă cumva. Dar noi de fapt am preferat ca să măsurăm satisfacția clienților noștri. Deci noi avem niște indicatori pe care încercăm să-i urmărim de rând cu celelalte lucruri, că după cum bine cunoașteți, că am mai interacționat mult timp, noi avem cu ce, dacă vorbim, și acum suntem prima țară la nivelul de deschidere a datelor pentru corporații, deci cele mai multe seturi de date deschise în sensul ăsta. Am fost a șaptea țară când am lansat inovațiile pe identitate electronică mobilă, în primul top 10 cu cel mai accesibil internet. Dar până la urmă, cetățeanul, consumatorul nostru trebuie să resimte lucrurile astea cumva în calitatea vieții, așa cum a fost și menționat aici. Vrem să avem mai puține vizite la ghișeu, mai puține documente pe hârtie, timpul de reacție a autorităților să fie tot mai mic și toate astea să duc să convergă la un guvern invizibil care să-ți dea voie să trăiești, să fii liber și să nu-ți vină cu tot felul de poveri. Și iată,
indicatorii care anumit țintesc în calitatea serviciilor publice, este sunt cei de fapt care ne determină pe noi că suntem astăzi mai buni ca ieri. Corect. Era o întrebare din public, între timp ne uităm și pe ele, doamne că curg. Avea dreptate colegul meu, este fericitări, sincer, pauză aici. Sunt foarte multe întrebări de la public, nu știu dacă o să reușesc să le iau pe toate. Când digitalizăm măcar 80% din servicii, că promisiunea e până în 2030 de 100%, era o întrebare. Dar aș lua înainte de asta, aș lua o altă întrebare venită de la domnul Mihai Matei, președintele ANIS, iarăși prin video. Bună ziua, sunt Mihai Matei, președintele ANIS. În primul rând, felicitări pentru numirea dumneavoastră în funcție. Vă urăm mult succes și suntem alături de dumneavoastră în acest demers. O întrebare foarte scurtă din partea ANIS. Am vrea să știm care este poziția dumneavoastră privind semnăturile electronice și, mai concret, dacă veți susține recunoașterea efectelor juridice ale semnăturilor electronice avansate. Vă mulțumim și mult succes mai departe! Da, să-i răspund domnului Matei mai întâi. Eu voi susține orice soluție va face viața oamenilor mai ușoară. Pentru că, de fapt, digitalizarea, acele drumuri mai puține la stat spre zero și hârtiile pe care nu le mai folosim, înseamnă faptul că putem să ne concentrăm pe munca noastră, pe familia noastră, pe timpul nostru, de fapt să fim mai productivi și, de fapt, să avem o țară mai dezvoltată din punct de vedere economic. Regimul acestor semnături electronice, din câte cunosc, este setat la nivel european. Dacă folosești semnătura aceasta calificată, ea este o soluție recunoscută cumva by default, deci mult mai sigură. Semnătura avansată trebuie să respecte 4 criterii prin care practic validezi identitatea celui care o folosește. Sunt foarte deschis și cred că trebuie să facem o dezbatere și iată, e și un apel public să avem această dezbatere pe bune sub egida Ministerului, a Guvernului sau, în fine, nu contează, în parteneria cu societatea civilă și mediul privat, să găsim cea mai bună variantă care este și rapidă și garantează securitatea datelor și, de fapt, identitatea celui care semnează. Da, nu vreau să ocolesc un subiect important. Cât a costat ce ați făcut în Moldova? Știu că sună ciudat, dar măcar aproximativ. E o întrebare pe buzele tuturor și îmi vine și aici. Dom'le, cât a costat digitalizarea? O groază de bani pentru Republica Moldova. Deci noi, majoritatea serviciilor care partajate, așa numitele, sau serviciile, de fapt, care sunt reutilizate de toate autoritățile, după modelul nostru avem câteva tipuri, iată, pentru aceste servicii și pentru o serie de servicii sectoriale, am avut un proiect finanțat de Banca Mondială, care a început în 2011, s-a finalizat în 2016, 20 de milioane de dolari. Și avem acum un nou proiect, tot din bani de împrumut, că încă, anume așa, implementăm soluțiile digitale încă în Republica Moldova. Îl avem valorificat pe jumătate, tot de 20 și ceva de milioane, fiind și o contribuție a guvernului. Deci, pe total, ar fi undeva în jur de vreo 35 de milioane de dolari cu câteva soluții sectoriale așa de răsunet. Dar, până la urmă, nu știu dacă putem să comparăm prea mult cifrele în valori absolute într-un fel și altul. Deci, sunt nuanțe. Dacă să vă spun așa, soluțiile digitale, de exemplu, costurile licențelor, de exemplu, pentru Moldova, fiind o țară săracă, nimeni nu le consideră că se ne dea cumva mai ieftin, sau serverele, sunt aceleași investiții. Dar când vorbim de scale, de câte ai nevoie, evident că sunt complet alte, da, într-adevăr, alte cantități. Bun, nu întreb cât costă digitalizarea în România sau cât a costat până acum, e o chestie istorică, lăsăm istoricii să ne spună. Însă am o altă întrebare venită video care se leagă de domeniul ăsta, de la Alexandru Lăpușan, de Zitec și Regista, dacă îl putem. Bună ziua! Sunt Alexandru Lăpușan, antreprenor, cofondator a două companii de tehnologie din România, Zitec și Regista. Cum vede domnul ministru Burduja digitalizarea instituțiilor statului român?
făcută prin achiziții centralizate la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României sau prin achiziții descentralizate din piața liberă, efectuate de fiecare instituție beneficiară în mod individual, dar ajutate de un proces de achiziții software mult îmbunătățit. Și o a doua întrebare, ce soluții vede domnul ministru Țurcanu în privința lipsei competențelor IT în aparatul de stat responsabil cu achizițiile IT? Vă mulțumesc! Ideea este să urmăm exemplul fraților noștri de peste Prut și să facem mult cu puțin, nu puțin cu mult, cum s-a întâmplat până acum în România. Ideea aceasta a achizițiilor centralizate versus descentralizate sunt două considerente. Primul, descentralizarea e un lucru bun în sine. Vrei să dai posibilitatea fiecărui beneficiar, fiecărei primării, fiecărei autorități publice, centrale și locale să-și achiziționeze acele servicii și produse adaptate nevoilor pe care le are. Pe de altă parte, avem un principiu european de share and reuse, în care acele servicii care sunt repetitive, care sunt standardizate, se pot folosi peste tot și ele pot fi furnizate de o autoritate centrală. Un modul de payment, de exemplu, de autentificare, și iată că România face și sper că ne ținem de calendar. Autoritatea pentru Digitalizare României are un proiect european de vreo 20 de milioane de euro pentru un modul unic de autentificare, PSGIT, care va include inclusiv recunoaștere facială, printre altele, pentru a ne autentifica în același mod în raport cu instituțiile statului. Nu mă întrebați dacă e mult sau puțin, este un proiect pe care cel puțin vreau să-l văd terminat. Super. Iarăși pentru noastră o întrebare vis-a-vis de calitatea oamenilor, nu? Din zona de achiziții. Dar am foarte multe întrebări și v-aș lua câteva din cele primite. Se leagă de ce pot cele două țări învăța una de la alta? Sunt foarte multe întrebări de la asta. Ce poate Moldova învăța de la România? Ce poate România învăța de la Moldova concret în termenii digitalizării? Care ar fi proiectele care merg împreună? Când am pășit pe această scenă și am văzut motoul pe care dumneavoastră l-ați prezentat, digitalizarea națiunilor România versus Republica Moldova, mă gândeam că de fapt e o greșeală sau două greșeli acolo. Digitalizarea națiunii, România și Republica Moldova. Mulțumesc. Noi cu domnul ministru am discutat despre o posibilitate unicală pe care o au statele noastre. Și avem un context unical, că dacă veți găsi două popoare, bine, așezate pe două maluri ale pruntului, dar ele sunt aceeași națiuni, cu același spirit, cu aceeași etnie, cu aceeași cultură și cu agende diferite în digitalizare și cu decalaje, deci e clar că aici este ceva, sunt oportunități de a schimba lucrurile. Vrem să avem o aliniere, vrem să ne creăm împreună o axă de lucru la care să ancorăm toate eforturile și autorităților specializate din Republica Moldova și din România, astfel încât să co-creiem aceste soluții digitale și să le utilizăm în interesul cetățenilor de pe ambele maluri. Mai mult, noi vrem și cei de peste hotare, fiindcă în cazul Republicii Moldova, noi avem o treime din populație care trăiesc peste hotare și pentru ei soluțiile digitale, serviciile digitale sunt unica șansă de a reveni cel puțin virtual în spațiul țării noastre. De asta, în clipele ce urmează, după ce părăsim această scenă, vom discuta cu domnul ministru și pe această cale vă invit și pe dumneavoastră, la Chișinău, să ne creăm această comisie interguvernamentală, să ne creăm această agendă de lucru și să începem în regim cadențat a implementa soluții digitale moderne, așa cum am auzit și astăzi din gurile antivorbitorilor noștri. Perfect. Înainte de a răspunde, am o întrebare aici care spune de ce scrieți cu creionul pe hârtie, domnule ministru, și nu pe tabletă. Poate explicați că este o tabletă electronică? Da. Este o tabletă electronică. Bun. Deci am răspuns la această întrebare. Da. Cum să vă spun? Nu pot să nu-l evoc pe Marele Grigore Vieru, care spunea că mulți își doresc o viață întreagă să plece în cosmos, el și-a dorit să treacă Prutul. Ori dacă acum niște ani
Dacă acum niște ani cei pe care îi respectăm au făcut podul cu flori, acum noi putem face punțile digitale care să unească fiecare cetățean, fiecare frate, fiecare soră de pe ambele maluri ale Prutului. Foarte frumos. Și le putem face ușor. Și mulțumesc tare mult. Sunt două lucruri pe care le învățăm rapid de la Republica Moldova. În primul rând, ați pus cetățeanul în centru. V-ați uitat la ce nevoie are, v-ați uitat în ce contexte interacționează cu statul și ați digitalizat acele servicii cu prioritate. În al doilea rând, vă pasă de accesul cetățenilor la datele lor și la a le spune când statul le accesează datele. Deci partea aceasta de jurnalizare, de transparență, mi se pare vitală și din informațiile pe care le am atunci când ANAF-ul, fiscul dumneavoastră, verifică datele unui cetățean, respectivul cetățean poate primi un SMS care îi spune că au fost accesate și motivul pentru care au fost accesate. Exact. Ori asta pentru noi rămâne un vis, un vis pe care vrem să-l împlinim și care va crește, de fapt, gradul de încredere al cetățeanului în aceste tehnologii, în sistemul cloud, în statul român, pentru că va ști în permanență că datele sunt în siguranță, iar atunci când cineva le accesează, va ști acest lucru. Absolut. Mai am o ultimă întrebare venită pe video de la Beniamin Micu, de la Elrond, care se uită mai mult spre viitor și cred că e un mesaj către ambii invitați de astăzi, dacă putem să-l vedem. Bună ziua, sunt Beniamin Micu, cofondator și CEO Elrond. Și în primul rând aș vrea să vă felicit pentru numirea în funcție și să vin cu o întrebare. Avem înainte o oportunitate generațională pe zona de blockchain și active digitale. O oportunitate care promite să aducă un impact disproporționat pozitiv asupra zonei de startup-uri și zonei de banking. Cum vedeți poziționarea României în raport cu această tehnologie și cum vom putea proceda în așa fel încât să ne asigurăm de o fructificare maximă acestei oportunități semnificative pe care o avem înainte? Mult succes în continuare și vă mulțumesc! Da, mulțumesc domnului Micu, pe care îl cunosc și îl apreciez. Am nevoie mult mai mult de succes decât de felicitări, pentru că, așa cum bine știm, funcțiile astea sunt trecătoare și rămânem, de fapt, cu ce lăsăm în urmă. Domnul Micu știe, am creat încă în calitatea mea de deputat, acum 6-7 luni, un grup de lucru pe blockchain, pe reglementarea blockchain-ului, care să vizeze, pe de-o parte, exploatarea acestei tehnologii în interesul cetățenilor pentru dezvoltarea țării și, pe de altă parte, protejarea cetățenilor de tot felul de instrumente care îi păcălesc, să spunem, pe aia dreaptă. L-am auzit și pe Radu Georgescu pe această scenă mai devreme, îl urmăream de la distanță. Cert este că îmi doresc să continui acest grup de lucru, să găsim o variantă prin care să exploatăm aceste noi tehnologii, să le punem în siguranță și, de fapt, să urmăm iarăși exemplul altor state. Faptul că la nivelul Guvernului Americii, administrației Biden, se creează asemenea inițiative, este un exemplu de urmat și o să-l facem și noi. Super. Moldova cum se poziționează față de blockchain și restul tehnologiilor de tipul ăsta? Noi utilizăm blockchain în anumite forme, deci nu îl utilizăm așa cum canonic l-ar vedea cineva foarte, foarte distribuit, fiindcă scara Republicii Moldova nu permite lucrul ăsta, însă utilizăm tehnicile pe care tehnologia blockchain le oferă și valorile astea, în mare parte pentru a descentraliza și a echilibra responsabilitățile și a aduce mai multă transparență în proces. Scenariul pe care domnul ministru anterior l-a menționat cu jurnalizarea și cu neadmiterea ingerințelor în unele sisteme, cum ar fi cel de distribuire aleatorie a dosarelor de judecată, cel de pentru listele de alegători sau alte sisteme, deci anume sunt construite pe blockchain. Eu aș vrea să mă refer, de fapt, aici la un alt aspect legat de blockchain și de alte tehnologii emergente, ca să nu mergem în extremități. Noi, guvernele, suntem niște organizații mai conservative decât ar părea. Lucrăm cu bani publici și dorim să adoptăm acele tehnologii care și-au demonstrat întotdeauna
utilitatea și, și au adus aportul în a genera valoare pentru cetățeni. Da, sunt verificate altfel, în timp. Da. Deci noi nu... Bine, deși am dorit să inovăm mai mult decât o putem face, cât îmi permite cadrul, am dorit să, să venim cu noi descoperiri și, și știință și cu tot ce trebuie, dar suntem limitați de ceea ce ne, ne prescrie cadrul normativ și lucrul ăsta. Am o întrebare chiar acum venită. Cum se transpune partea asta de cercetare practic într-o piață? Cum fac să încurajez inclusiv sistemul antreprenoriar din perspectiva asta? Cum fac transferul dinspre tot ansamblul ăsta, cercetare, inovare și produse reale pentru, pentru oameni? Este o întrebare venită. Apropo de reticența statului, înțeleg să, să adopte tehnologii, dar să faciliteze un transfer? Poate? Noi, în cel mai, de cele mai dese ori, noi externalizăm dezvoltarea soluțiilor, cumpărăm soluții la cheie și lăsăm sectorul privat să vină cu toate inovațiile pe care le consideră necesare pentru a optimiza, pentru a genera acele soluții ca să fie unele calitative, unele performante și să ne aducă valoare. Deci nu limităm, să zic așa, în inovație, dar nici nu mergem prea departe. În ceea ce privește inovație, noi în programul de guvernare am injectat un segment care încă nu l-am implementat, dar sper eu foarte mult și cu eforturi comune să ajungem la implementarea unui cadru de inovații. Fiindcă astăzi sunt prea multe organe de control care vin și te întreabă, dar cum ți-ai permis dumneata cu bani publici să vii să, să implementezi cu tare sau cu tare prototip sau proiect pilot sau alte lucruri. Apropo, aceste concepte nici nu există în legislația națională. Și atunci, cumva, faci un pas în urmă, te temi de responsabilitate ca nu cumva să, să fii penalizat și nu inovezi. Lucrul ăsta trebuie spulberat și trebuie introdus un cadru în care să-ți permită să greșești în anumite limite, nu intenționat, evident, dar în anumite limite să-ți dea voie să, să ai spațiul ăsta de manevră. Apropo de inovație și de tot soiul de lucruri, avem un invitat în seara asta și vă invit să-l urmăriți, care experimentează pe propria piele. Cred că toată lumea l-așteaptă. Eu sunt foarte curios, recunosc. Revenind la real life, înainte de a experimenta chipuri în diverse locuri, foarte multe întrebări. Când scăpăm de dosarul cu șină? Cred că devine o obsesie pentru toată lumea acest dosar cu șină. Eu am o soluție out of the box, dar nu pot, că aruncă lumea cu ceva în mine. O înlocuim cu dosar cu plic. Știți, specific administrații. Nu, gata, am renunțat la dosarul cu șină. Când renunțăm la dosarul cu șină? Bun, acum, știu, ne concentrăm adesea și ne facem cea mai dură autocritică de multe ori la noi în țară, dar în destule locuri am mai scăpat de acest dosar cu șină și chiar recent, acum 6-8 luni, am intervenit în Parlament cu un proiect legislativ prin care obligăm statul să nu mai ceară copii după actele pe care ar trebui deja să le aibă, deci să comunice cu celelalte instituții. Prioritatea zero a mandatului meu este să rezolv prioritățile și nevoile cetățenilor. Deci pe asta mă voi concentra și noi nu vrem, am spus-o și recent și subliniez lucrul ăsta, nu trebuie să așteptăm să avem sistemul de cloud gata ca să începem să interconectăm instituțiile publice, bazele de date, să avem componenta de interoperabilitate. Vrem să avem aceste quick win-uri, aceste câștiguri rapide pentru a crește credibilitatea întregii construcții, a întregului proiect, inclusiv a Ministerului, a Guvernului, și ca românii să înceapă să simtă pe pielea lor că nu mai trebuie să se ducă să se căciulească pe la vreun ghișeu, să stea plecați, să se uite prin gemulețul acela. Asta este. Să sperăm că se întâmplă. Văd că timpul ne presează, mă uit la cronometru. Un mesaj de încheiere. Am văzut acest mesaj de aliniere, de unire digitală înaintea celei poate fizice pe care o putem realiza. Îmi place foarte tare, recunosc. Pași concreți, ce vedeți în continuare? Pe încheiere aș vrea să vă felicit în primul rând pentru această platformă de, de dialog pe care ați implementat-o și la care particip eu astăzi, vă mulțumesc încă o dată pentru a mă invita. Este un lucru absolut necesar pentru ca această aliniere să nu fie doar între niște instituții publice, dar să fie
pentru toată lumea, fiindcă provocările timpului și ultimii ani au arătat lucrul ăsta cu desăvârșire. Numai cel care nu are ochi să vadă, numai acela nu vede că digitalizarea este de fapt colacul de salvare a națiunilor noastre. Deci de asta să depunem tot efortul pentru ca să creăm acea masă critică de succes, de gând pozitiv, de ritm cadențat pentru ca toată lumea să pășim în același picior în direcția corectă. Domnule ministru. Vă mulțumesc și eu pentru demers încă o dată și pentru tot ceea ce faceți și el nu trebuie să rămână doar un reper în timp de care o să ne amintim cu toții și cu siguranță o să ne amintim de bine, chiar e o mare oportunitate, o bucurie, ci trebuie să-l continuăm cu inițiativele, inclusiv cea anunțată astăzi, Digitally Nation, nu? Digitally Nation, un proiect Upgrade 100 în parteneriat cu Aspen Institute România, da, îl vom continua alături de alți invitați, acest dialog. Cred că am putea petrece ore numai împreună. Aș mai spune ceva, te rog. Pentru că vreau să închid cercul și să răspund cu toată onoarea invitației domnului vicepremier. Voi merge la Chișinău în perioada imediat următoare, de îndată ce mă va primi, pentru că dânsii deja au făcut lucrurile, au soluțiile. Avem un memorandum care setează practic cadrul de colaborare din februarie anul curent pe așa zona digitală și acum ține de noi să-l punem în practică și încă o dată vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut până acum și anticipat pentru ceea ce veți face. Eu vă mulțumesc. Deci iată că am reușit la Iași, iarăși un oraș al unirii digitale de data asta. Mulțumesc tare mult dumneavoastră, mulțumesc tuturor!